Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în berbec pentru decembrie. Da, un pic mai târziu, dar sper că asta nu contează chiar atât de mult. Am amestecat cărțile, le-am pregătit și deja am extras mesajele de la îngeri pentru voi. Mesaje care pot să fie valabile și pentru viața personală. Acestea, în mod special, sunt specializate pe dragoste, să zicem, și acesta pe carieră. Dar evident că puteți mixa mesajele să le adaptați la diferite situații din viață. Ați primit yoga și foarte probabil că, foarte posibil că nu degeaba ați primit acest mesaj. Probabil că treceți și o să vedeți că se leagă. Ați trecut sau treceți prin situații destul de provocatoare, eventual în cazul în care nu știți să alegeți sau vi se pare că nu aveți soluții, uitați-vă în jurul vostru și vedeți că aveți opțiuni. Dar ca să vedeți clar, trebuie să fiți în pace, trebuie să fiți în lumină și trebuie să fiți sub ghidaj divin. Eventual, dacă treceți prin această perioadă stresantă pe care simt că o traversați unii dintre voi, încercați și practicați yoga sau măcar niște rugăciuni. În cazul în care nu sunteți cu yoga, faceți rugăciuni, eu știu, rugați-vă la arhanghelii voștri protectori, mergeți la biserică pentru că tot e postul Crăciunului. Eventual, încercați într-un fel să vă curățați energiile. Pentru că prin aceste practici reușiți să găsiți răspunsurile și ghidajul de care aveți nevoie, pe care îl căutați. Această carte nu a apărut întâmplător. Știm foarte bine că prin yoga ne calmăm. Ei, și această stare de calm ne crește încrederea, ne crește intuiția și deci putem sau puteți să alegeți din această serie de opțiuni, eventual puteți să vă echilibrați viața. Posibil prin ascultând niște cărți de niște etalări de tarot, s-ar putea iar, aveți, da, Oracle Cards, s-ar putea să primiți niște ghidaje speciale. În balanța asta am sesizat că sunt două scoici, este foarte posibil să aveți niște opțiuni în dragoste și atunci, că sunt două, că sunt mai multe, calmați-vă chakrele, calmați-vă energiile și încercați să vă conectați la sursă, da? La creator, la, am zis, îngerii voștri protectori, ca să primiți ghidajul de care aveți nevoie. Poate că ar trebui să mergeți și să faceți și niște cursuri de yoga sau măcar să vă duceți periodic la câteva întruniri, nu doar odată, da? Să vă stabiliți o dată pe săptămână, la 2 săptămâni, eu știu, pe o dată pe lună, pentru anul care vine, că tot este lună plină, tot urmează luna nouă și eclipsă, dar stabiliți-vă, măcar includeți în programul de anul viitor această practică, pentru că e foarte sănătoasă. Pentru unii s-ar putea să semnifice că poate chiar aveți exerciții în această direcție și e cazul să vă implicați mai mult și să vă faceți ori un cabinet de yoga, ori un grup al vostru, în cazul în care practicați de mai mult timp, în cazul în care ați făcut niște cursuri, da? Puteți să introduceți această practică în cariera voastră sau să o faceți parte din drumul vostru profesional. Ce ar mai fi de spus? Orice ar fi din cele câte am spus, este bine. Repet, în cazul în care aveți de ales, pentru că se vede o balanță, da? Și cel puțin două variante în dragoste sau două variante emoționale sau chiar în carieră, măcar două, dacă nu chiar mai multe, cereți. Cereți. Și vi se va da. Cereți îngerilor să vă învețe cum să vă echilibrați viața și cum să alegeți corect. Posibil ieri, că a fost 11, prin ce ați trecut,
poate și pe 8. Ați trecut prin ceva, pe 8, pe 11. Prin ceva, printr-o situație sau situațiile prin care ați trecut de-a lungul anului sau în zilele trecute s-au finalizat eventual cu o revelație, zic eu, pentru unii dintre voi. Prima ar fi, și sper să fie valabil, dacă nu, sper să, din 8 ianuarie, în fine, sau eu știu, cât de curând, să începeți să vă iubiți pe voi așa cum sunteți. Deci am zis revelație, ați început să vedeți, să vă vedeți și calitățile și defectele. Și dacă cumva la un moment dat v-ați acuzat, pentru că ați ales greșit, pentru că ați trecut prin cine știe ce situații, pentru că așa avem tendința subconștient să ne învinovățim ori pe noi, ori pe ceilalți, ați învățat sau măcar începeți să învățați să vă iubiți așa cum sunteți. Și să vă dați seama că toate lucrurile prin care treceți, prin care trecem toți, sunt de fapt o călătorie. Noi suntem această corabie, voi sunteți această corabie, care mai are, eventual, mici defecte, pot fi reparate, ce nu poate fi reparat, poate fi readaptat, reinventat, în fine. Sau puteți adăuga la niște lipsuri, niște calități care să le compenseze, da? Să faceți această corabie să meargă, să fie puternică pe apele pe care va trebui să, eu știu, să le înfrunte. Că nu vor fi tot timpul ape line, da? Și sunt convinsă că știți, pentru că deja ați descoperit cel puțin ieri, da? Dacă nu, veți descoperi că aveți o putere interioară. În cazul în care ați uitat-o, prin acest proces de regăsire a dragostei și stimei față de voi, v-ați adus aminte că aveți putere, că ați trecut și prin alte situații și veți trece și prin această situație, pentru că asta e. Sunteți puternici. Sunteți puternici. Eventual, poate v-ați conectat la sinele vostru, la îngerii voștri, unii dintre voi, da? Și vi s-a luminat înțelegerea față de voi și situația prin care sunteți. Și iar mai aveți o carte care spune că trebuie să alegeți dragostea. Aveți și opțiuni. Am vorbit despre alegere, despre balanță, că sunt alegeri emoționale, sentimentale sau profesionale, voi știți, dar alegeți cu dragoste. De fiecare dată când alegeți ceva, chiar și în profesie, alegeți ce vă place să faceți, ca să vă meargă bine, evident. 21. Poate în 21 chiar sunteți puși în situația să alegeți. Dacă nu, 2 cu 1 înseamnă 3, vorba de comunicare, da? Poate trebuie să vă întoarceți acasă să petreceți sărbătorile, da? Să stați cu familia, ce frumoasă imagine aceasta, pe 21. Și sunteți puși în situația în care să alegeți cu cine să faceți acest Crăciun, aceste sărbători, alegeți să faceți cu cei pe care îi iubiți. Dar, repet, chiar dacă e alegere în dragoste sau profesional, alegeți ce vă place, ce vă place și ceea ce iubiți. Ca să atrageți spor, să atrageți pozitivitate, să atrageți dragoste, evident. Să pun aceste cărți deoparte și voi trage cărțulie din această serie de cărți pe care nu prea am mai folosit-o de mult de primvară, Spiritul Animalelor. Ia uite, aveți a face cu cineva ori în semnul săgetătorului, ori în semnul racului, pentru că aduce aminte de Chariot, de Faeton, da? Sunt doi cai acolo, aici este doar unul. Oricum, o persoană foarte intuitivă. Sau, dacă nu e o persoană, e o situație care vă îndeamnă să mergeți mai departe, să vă regăsiți sălbăticia și dorința de libertate, de a explora și alte lucruri. Dar voi amesteca încă o dată cărțile lângă voi pentru berbeci. Un ghidaj, o carte care se inspire, un spirit al unui animal din care să se inspire în această perioadă.
decembrie, eventual început de ianuarie, că tot am venit mai târziu, deși nu asta contează. Oh, oh, interesant. Teoretic ați putea fi voi aici sau o situație care ține de foc, ori de pasiune, ori de spiritualitate. Pentru mine, tigru, mi-aduce aminte de Marea Preoteasă sau ține de acel aspect mai secrete, mai întunecoase ale naturii noastre sau situațiilor cu care avem de-a face și care ne obligă să ne conectăm la spiritualitate. Și să acționăm precaut, să acționați precaut, eventual, cu înțelepciune, parcă stă să vâneze. Are în cap deja idee despre ceea ce va urma, este pregătit eventual de acțiune, să nu zicem atac. Nu mi se pare deocamdată, ia, nu mi se pare o energie negativă. Nu, este pregătit de acțiune. Eventual are viitorul în față, îl vede, da? Prin acest al treilea ochi, îl intuiește, îl simte și este pregătit să-l manifeste. Chiar dacă poate unora vi s-a zis că, vai, anul care vine este greu, nu contează ce vi se zice, aveți, dragii mei, puterea, toți, orice zodia ați fi, puterea să vă creați viitorul. Și dacă vi se zice că aveți probleme și aveți blocaje, încercați să vedeți voi puterea cu care ați fost înzestrați. Cartea care v-a venit este Broscuța. E ciudat, dar e o carte foarte faină. Este semn de apă. Poate aveți de-a face cu un semn de apă. Am văzut și când am amestecat cărțile până să deschid, să fac etalarea. Am mai văzut și am vorbit mai devreme de faeton de rac sau de săgetător. Am văzut și, ce mai văzut? Am mai văzut pisica de mare, iar semn de apă. O situație emoțională care vă electrizează, vă dă înțepături, vă creează iritații. Nu știu, ceva care creează disconfort emoțional. Pisica de mare nu e blândă, ca orice pisică zgârie. Bine, pisica de mare are o coadă foarte deranjantă și niște calități care uneori se transformă în defecte. Dar să vorbim despre broscuță. Broscuță este un semn de apă. Și am vorbit în vară, așa simt cartea când o văd. Simt că sunteți pe cale să vă transformați emoțional. Dacă unii dintre voi ați țopăit, vorba vine, că așa face broscuța, țopăie, da? Ați trecut din situație în situație emoțională, nu zic partener, zic situație, pentru că diferă de la unii la alții. Din dorința voastră de a explora acest pământ pe care ați venit, da? Broasca vine din apă, dar trăiește de obicei pe pământ, această broască, da? Din când în când, broasca este chemată să se întoarcă, broscuța, să se întoarcă la locul în care s-a născut. V-a apărut și v-am zis mai devreme și la alegeți dragostea. Eventual trebuie să vă întoarceți acasă, unii dintre voi. Dacă nu e vorba de casă, de familie, e vorba de natura, esența voastră emoțională. Măi, dragii mei berbecuți, aveți în casa 12, casa peștilor, în fine, casa 12 a peștilor, în casa necunoscutului, aveți o latură emoțională foarte frumoasă și foarte iertătoare, pe care poate unii ați explorat-o sau nu. Oricum, prin ce ați trecut, că am văzut că ați trecut prin niște situații, sper că sunt coerentă, da, sunteți chemați să vă întoarceți la acea zonă ascunsă, mai întunecoasă, am vorbit și de Marea Preoteasă, dar la tigru de întuneric, întuneric spiritual, sau o perioadă în care vă explorați latura voastră emoțională. Ei, și acolo
reușit să vă transformați și să vă reîntoarceți pe acest pământ în viața de zi cu zi, da? Cu altă culoare, poate mai strălucitoare, poate mai vibrantă, poate începeți să sclipiți într-un fel, da? Așa văd în acest moment broscuța, nu e doar verde, un verde strălucitor, ca de licurici. Și chiar cred că există un soi de broscuță, am văzut undeva pe Animal Planet, care transmite lumină pe timp de noapte. Ei, după această perioadă de introspecție emoțională, vă reîntoarceți cu altă încredere în voi. Nu vorbesc de latura voastră combativă, da, de focul din voi, vorbesc de latura voastră emoțională și începe să transmite semnale și eventual să vă atrageți acest triunghi. Ăsta e semnul alchimic al apei, da? Dar este galben aici, interesant. Și galben aduce aminte de aur, aduce aminte de valoare. Aveți o valoare emoțională pe care poate unii dintre voi ați uitat-o, stând în preajma unor oameni sau trecând prin niște situații. Și acum, sau când vă veți reîntoarce după această stare de introspecție, da, după ce faceți yoga, după ce vă rugați, după ce treceți prin timpul vostru de vindecare emoțională, veți atrage prin acele semnale abundență, o ploaie de bucurii, de binecuvântări. Da, pe bune. Da, pe bune, pentru că e similar cu 9 de cupe. 9 de cupe, o stare de bucurie. E decembrie, ar trebui să vă bucurați, dar probabil ca să vă vindecați de niște situații prin care ați trecut de-a lungul anului, trebuie să vă luați câteva zile, măcar, de tăcere, de introspecție, de curățare energetică emoțională. Ei, și ce frumos e la broscuță, că am mai zis-o și cândva în vară, broscuța. Trebuie sărutată cu dragoste adevărată ca să se transforme într-un prinț frumos, prinț, prințesă. Deci alegeți dragostea ca să vă puteți transforma. Se pare frumos și vă doresc, evident, numai bine. Trecem la următorul capitol, Crucea Celtică. Dar înainte să încep Crucea Celtică, vreau să fac o mică rugăciune. Bishem Adonai, Mimini Mihael, Umismoli, Gavriel, Umilifnai, Uriel, Ume Ahorai, Rafael, Va'al Roshi, Shehinate. Mulțumesc pentru răbdare. Am vrut să vă arăt ce cărți au sărit. Puf, puf, puf. Se vede că ați trecut prin niște situații. Poate unii chiar prin boli, poate prin trădări, prin situații foarte neplăcute, dureroase, mental și fizic. Dar e 10 de spade. Încheiați un ciclu. Și ce frumos! Teoretic, împărăteasa are numărul 3. Am zis că poate să fie cineva născut în martie. Poate sunteți berbecuți născuți în martie. Poate sunteți pești cu planete în berbec. Da? Poate situația prin care ați trecut implică pe cineva născut în semnul Taurului sau al Balanței, pentru că este Venus. Dar trec peste aceste detalii, pentru că avem și semnul Aerului, Gemeni, Vărsător sau Balanță. Trec peste detaliile astea. Treceți și voi peste acest ciclu de mari suferințe, 10 de spade, de trădări, de dureri, de nereușite, de vorbe urâte spuse de alții către voi, eventual de neîncredere, de griji, de câte și mai câte, da? Și mergeți către împărăteasa, către creștere, către abundență, cum am zis mai devreme și la broscuță, da? Vă transformați într-un mod radical. Și dacă vi se zice undeva că nu vă e bine, refuzați acel mesaj și pregătiți-vă de creștere, de creștere spirituală, pentru că împărăteasa, da, reprezintă abundență fizică, materială, e Venus până la urmă, dar poate să fie și balanță, o abundență intelectuală, spirituală, emoțională, pe toate planurile, că asta înseamnă abundență, da? Să vă fie bine, să fiți frumoși, să străluciți. Cum obișnuiați cândva să străluciți. Aici, o situație
Șase de spade, împăratul. Împăratul, perechea voastră. Împărăteasa, teoretic, a trebuit să fiți voi, că este, da, martie. Poate cineva născut în aprilie, dar nu contează asta. Eu zic că unii dintre voi, așa cum arată cărțile, aveți claritate într-o situație care v-a ars bateriile, v-a consumat energia, într-o situație în care ați avut de-a face cu acest împărat, cu o fi fost soțul, soția voastră, o persoană care a încercat să vă controleze. Eventual, în acest context, simt că șase de bâte poate să fie și un narcisist. Și din acest motiv, voi, berbecuții, care aveți uneori planete în pești și sunteți foarte sensibili, v-ați simțit foarte trădați. Dar renașteți. Și mare lucru să nu apară judecata sau moartea la un moment dat în viitoarea cruce celtică. Moartea care înseamnă transformare, da? Dar, repet, așa cum simt, cum arată cărțile, simt că puneți capăt unei situații și într-un mod victorios. Bine, și șase de bâte și asul de spade arată victorii. Ia uite, într-o dezamăgire, într-o mare dezamăgire, dar urmează ce? Vindecarea. Dragostea față de sine. Da, poate să fie și o nouă dragoste, dar poate nu vine chiar atât de repede, pentru că atunci când suntem supărați, nici nu putem să o vedem. Deci, în acest context, simt că ar fi dragostea față de voi, vindecare. Da? După o perioadă de boli aute și griji. Eventual, cu un semn de aer mai mult sau mai puțin, sau cu cineva în semnul racului, sau peștilor, sau scorpionului, dar cred că într-un fel sau altul îi blocați. Orice ar fi fost, poate să au fost niște secrete, poate a fost o poveste secretă, da? Nu neapărat acele zodii, dar blocați situația. Haideți să vedem cum se așează crucea. Pun cărțile la loc, le mai amestec încă o leacă. Ele sunt amestecate, dar am vrut să vă arăt acest mesaj, da? Ia uite, Marea Preoteasă, secrete, dar poate și conexiunea voastră la intuiție, la lucrurile profunde, la tarot, că am văzut mai devreme și Oracle Cards. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Berbec, arătați-ne ce trebuie să știm pentru decembrie. Ia uite, asul de monede. Un început. În orice domeniu ar fi, este un început care va aduce stabilitate. Soare, Lună, Venus, Ascendent, în Berbec, decembrie 2019. Ochidoki. Vă luptați, probabil sunteți voi. Șapte de spade blochează pe cei care îi atacă. Vă păstrați acea victorie, șase de bâte, eventual, dacă victoria este a voastră asupra acelor persoane care sau acelei persoane care încerca să vă controleze. Șapte de bâte. Eu zic că sunteți voi. Poate e un alt semn de foc, da? Sunteți voi care vă luptați să vă păstrați poziția. Am zis. Pentru că este central, poate vă luptați să vă protejați inima, pentru că a fost și trei de spade, încercați să nu mai lăsați pe oricine să vină cu, așa zise, pasiuni, intenții, mai mult sau mai puțin plăcute. O, Marea Preoteasă, provocarea este, da, ce frumos, interesant, dar vedem și cum se așează cărțile, Marea Preoteasă. Pentru unii poate să fie cineva în semnul peștilor, al racului sau al scorpionului. Dar, dacă nu e vorba de niciun semn, este vorba de intuiția voastră. În această perioadă, poate mai mult ca oricând, ar trebui să vă conectați la această calitate pe care toți o avem, dar unii o exersează mai mult, alții mai puțin. Evident că pot să fie și niște secrete. Poate unii dintre voi încercați să... Da, să nu spuneți. Să nu spuneți chestiune secretă din viața voastră intimă, emoțională sau ce țineți voi în inimă este central. Este un secret pe care luptați, da? Luptați să-l apărați și să-l țineți secret. Dar vedem cum se mai așează cărțile. În trecut, în trecutul îndepărtat, luna. Iar secrete. Iar semnul racului, al peștilor, al scorpionului. Dar poate nu e semn,
Nu e soare cu în aceste semne, poate are planete. Sau orice ar avea. O chestiune care ține de frici emoționale, frici secrete, vise urâte. În trecutul apropiat, regina de spade. Că o fi un alt semn de aer, gemeni, vărsător sau balanță, voi știți. Poate sunteți voi, este o latură mentală a voastră, care încearcă să comunice clar, direct, eventual, să clarifice aceste secrete, posibil, pentru unii dintre voi. Încerc să văd cum se așează și cărțile. Regina de spade poate să fie un avocat sau cineva care lucrează cu legile, cu justiția, da, poate să fie și un doctor. Dar deocamdată, dacă e vorba de lucruri secrete, de povești secrete, poate avocatul ca și meseria ar fi mai aproape. Încearcă să despice sau să înțeleagă lucrurile. Viitorul îndepărtat, ați putea fi voi aici, cavalerul de bâte, semn de foc. Dar haideți să vedem viitor apropiat. 6 de monede, semn de pământ. Fecioară, taur sau capricorn. Dar 6 de monede, deși vorbește despre nevoia de echilibru, interesant este că arată că nu a fost echilibru. Posibil unii dintre voi ați fost într-un trio, că a apărut și 3 de spade mai devreme, da? A fost o situație în secret care v-a afectat subconștientul, vă afectează în continuare subconștientul. Dar încercați să transformați, dacă luna are o tentă negativă, da, ambele reprezintă secrete, dar luna are așa o atmosferă mai sumbră. Totuși, Marea Preoteasă reprezintă claritate, înțelege binele și răul, da, binele și răul, lumina și întunericul. Înțelegeți de ce a trebuit să treceți prin ce ați trecut. Și nu puteți să înțelegeți decât, eventual, tăind ce a fost negativ sau conectându-vă la această latură mentală, logică a voastră, în cazul în care ați pierdut-o și v-ați lăsat influențați de acest trio. La un moment dat, cineva a dat mai mult altcuiva. Că a meritat, că nu a meritat, variază de la unii la alții. Și cealaltă persoană a rămas cerșind și în lipsuri. Poate și acum. Pentru că este în poziția prezentului și viitorului apropiat. Simțiți nevoia, vă gândiți cum să vă echilibrați viața, eventual cum să vă echilibrați financiar. Dar dacă nu e vorba de finanțe, este vorba de echilibru emoțional, familial eventual. Cum să vă echilibrați viața? Și veți găsi soluții, veți găsi pasiune. Vedem și celelalte cărți, pentru că în viitorul îndepărtat apare cavalerul de bâte. Bănuiesc că sunteți voi. Aici sunteți 7. În viitor deveniți deja cavaler. Vă regăsiți pasiunea, încrederea, cheful de viață, dorința de a explora. Dar hai să vedem celelalte cărți. Sfatul. Magicianul. Posibil, în ultima vreme v-ați întâlnit unii dintre voi cu cineva în zodia gemenilor sau în zodia fecioarei. Aveți și aer, aveți și pământ. Trec peste asta. Dacă nu și nu, magicianul înseamnă să vă aduceți aminte, să vă conectați. Vai, ce frumos, Marea Preoteasă și magicianul, ce pereche superbă, superbă. Conectați-vă la această latură a voastră. Da, trebuie să luptați, trebuie să fiți în toate felurile. Și asta înseamnă să manifestați.
Și, haideți să vă arăt, magicianul nu poate să manifeste decât dacă are toate resursele. Și pentru asta trebuie să aveți emoții, trebuie să aveți un mental curat și clar, trebuie să aveți pasiune, aveți că sunteți semn de foc, da? Trebuie să aveți și ceva bănuți sau chestii materiale, neapărat bănuți, da? Orice, un capital fizic, da? Și încrederea și credința că sunteți apți să manifestați ce v-ați propus. Magicianul reprezintă o persoană care manifestă. Ce își pune în cap, aia face. Și ăsta este sfatul vostru. Dar, probabil, vă mai trebuie o leacă de timp ca să vă conectați la această latură a voastră. La intuiție. Exterior, vai, roata norocului. Vi se schimbă viața, dragii mei, vi se schimbă viața. Și nu puteți să stați în postura asta de luptători. Încercați să intuiți că în spatele problemelor prin care ați trecut, dezechilibrelor, urmează un reechilibru printr-o situație. Și asta înseamnă, asta de fapt evidențiază influența acestei roți a norocului. Sper că sunt înțeleasă, da? Din exterior vine cineva, ori cineva, nu știu, cineva cu calități jupiteriene, că e săgetător, poate să fie și aici, da? Un săgetător. Că este pești, avem și aici pești, da? Variază de la unii la alții. Poate să fie orice altă zodie. O situație karmică, o întâlnire karmică cu o persoană care vă va schimba viața, vă va echilibra eventual și vă va ajuta să manifestați. Eventual să manifestați acest chef de viață, pentru că am zis, s-a văzut mai devreme, ați trecut prin niște situații. Oricum, roata norocului vorbește de noroc, despre noroc, da? Se schimbă norocul. Din ghinion se transformă în noroc. Pentru că a venit timpul. De ce vă este teamă de 3 de monede? Iar monede. Poate a fost un trio la locul de muncă pentru unii dintre voi. Poate. Vă este teamă să colaborați cu cineva? 3 de monede. În poziția fricilor. Sau că nu veți putea să colaborați. Este vorba de o construcție, de un lucru elaborat. A, că nu veți fi apreciat pentru eforturile voastre. În cazul în care voi vreți să vă echilibrați viața, financiar și pe toate planurile, vă este teamă că nu veți fi apreciat pentru munca pe care sunteți doritor să o depuneți, pentru că se vede că vă doriți echilibru. Chiar dacă a fost dezechilibru, vă doriți echilibru. Înțelegere mentală. Sunteți pregătiți să luptați. Uf, în poziția dorințelor, 5 și 6. Probabil sunteți separați de cineva sau sunteți după o perioadă ori de boală, ori de tăcere, da? Într-o situație neplăcută. Poate aveți probleme financiare. Dar dacă apare în poziția dorințelor acest 5 de monede, evident că nu vă doriți să stați în frig. Nimeni nu e absurd să-și dorească așa ceva, da? Vă doriți să vă echilibrați 5-6. Da? Ce frumos! 5-6. Să vă echilibrați viața. Și cum faceți asta? Prin conectare la spiritualitate, la intuiție, da, apare. Și Jupiter ține de spiritualitate. Prin spiritualitate vă regăsiți optimismul și atrageți norocul, începe să schimbați această roată prin întâlniri de destin. Eventual, vă doriți ca cineva să vă susțină, da, în această perioadă în care trebuie să luptați. Trebuie să luptați. Și cavalerul de bâtă luptă. Nu e musai un player. Uneori poate să lupte. Totuși e un cavaler, da? Finalul. 6 de spade. Vă îndepărtați de acele ape tulburi, iar semn de aer. Vă îndepărtați de ce nu vă apriți și mergeți către
Soare, către acest cavaler de bâte. El merge în, eu știu, un deșert, vede piramidele, vorba vine. Mergeți către soare. Chiar dacă acum este frig, știți că va trece și frigul. Și măcar mental începe să vă detașați de ce nu vă apriți și vă setați, da, magicianul, că tot vine eclipsa de soare, că tot vine lună nouă, sfârșit de an, vă setați să vă manifestați viața într-un alt fel. Sunteți poate eventual un pic obosiți, supărați după acest trio, dar vreți să vă detașați mental ca să vedeți și alte oportunități. A apărut și Choice mai devreme, da? 9 de bâte. Încă sunteți răniți, stați în picioare, creați niște blocaje, dar blocându-vă, să zic, sau protejându-vă, luptându-vă, protejându-vă inima și experiențele prin care ați trecut, vă echilibrați financiar nou, da? Acum încă lucrați la 6 de bâte, de monede și cu pasiune, sau poate vine cineva și vă ajută, ajungeți la 9 de monede. La o abundență financiară și nu doar, profesională, emoțională, o stabilitate care vă va crea confort. Eventual puneți primii pași într-un proiect. Ați suferit, se vede că ați suferit, a apărut și mai devreme. Ia uite, ați suferit, dar ce frumos, apare temperanța, iar semnul săgetătorului pentru unii dintre voi. Dar dacă nu-i săgetător, începeți prin acele practici de yoga, cursuri de yoga, da? Să vă echilibrați emoțional. Pentru că nu vă puteți echilibra doar luptându-vă. Trebuie să vă echilibrați și emoțional ca să atrageți abundența. Ce vreau să zic, nu-i suficient să muncești la locul de muncă ca să ai bani. Trebuie să-i și atragi. Sunt și căi de a atrage, fără a depune atâta muncă, fără să vă obosiți. Înțelegeți ce zic? Oricum, temperanța. Probabil mai prin ianuarie, februarie, vedem. Aici iar, 8 de, ce frumos, 8 de monede. Munciți, eventual vă concentrați pe muncă, ca să vă vindecați. Și steaua și eremitul vorbesc despre înțelegerea unor situații complicate prin care ați trecut. Dar veți avea victorie. A, situații complicate a reapărut. Împăratul și 6 de bâte. Eventual, vă vindecați, munciți, vă concentrați pe bani și vă echilibrați emoțional și înțelegeți la un moment dat și prin temperanță și prin acest eremit situația întunecoasă prin care ați trecut cu acest împărat. Eventual, uite, vezi că a vrut să reapară același grup. Același grup, deși l-am mai amestecat un pic. Și da, vă îndepărtați emoțional și mergeți către dragoste, către vindecare, către echilibrul vostru, stabilitatea voastră financiară. Ce frumos, ce frumos. Cam aceasta ar fi etalarea pentru decembrie, ianuarie și voi reveni, veți fi primii de data asta, cu etalările pentru anul viitor. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine!